Vă spun, aici este ca la rețeta de pizza. Dacă ați văzut rețeta mea de pizza, este obligatoriu ca nimic să nu fie obligatoriu. Puneți după gustul vostru. Rețeta de cumpir sau cartof copt. Vă salut, prietenii mei gurmanți. Astăzi o să vă prezint o rețetă pe care mulți mi-ați cerut-o. Este o rețetă turcească, cartof copt la cuptor, cumpir. Și o să vedeți cum îl facem la noi acasă, cum îl adaptăm la gustul vostru. Și cei care aveți un stil de viață vegetarian sau sunteți în post, puteți să mâncați. Haideți să vedeți cum îl pregătesc acasă. Urmăriți-mă cu atenție. O bunătate scoatem la noi acasă. Prima dată vă arăt ingredientele. Nu o să vi le arăt pe toate odată, deoarece sunt multe ingrediente opționale și vreau să o adaptați la gustul vostru și la ce aveți voi în casă. Ingredientul principal care nu trebuie să lipsească, cartoful. Eu am luat așa, cei mai mari cartofi pe care îi găsiți, vedeți? Îi luăm cu coajă, cu tot, bine spălați și fără să le faceți nimic, puteți să introduceți în cuptor. Eu am probat zilele trecute și este extraordinar. Dar dacă vreți, cel puțin puteți să... Uitați, pe unul iau și îl tai ca să-l ajutăm să pătrundă căldura mai repede în el. O să fac probă. Și acum, haideți să vă arăt. Nici nu pun tavă, nici nimic. Îi iau și introduc în cuptor, după cum vedeți, pe grătar. Lăsăm cuptorul preîncălzit la 220 de grade, în cazul meu, temperatură de sus și de jos, fără ventilație, timp de o oră 20, o oră jumate, 220 de grade, da? Voi, în funcție de cartof, trebuie să urmăriți. Eu, între timp ce fac, continui să-mi pregătesc celelalte ingrediente. Haideți să vedeți ce folosim noi astăzi la această rețetă. Acum că tot am încins cuptorul, îi introducem în cuptor și un ardei. Verde, roșu, 1, 2, cât vreți, pentru că o să dau și varianta vegană. Haideți să vedeți. Introduc și un ardei. Haideți, spun. Rețeta este foarte simplă și puțină muncă. Ați văzut ce am făcut, doar i-am băgat la cuptor și acum vă spun ce pregătesc eu aici. Pentru că o să dau soluții pentru toată lumea. Cei care sunt în post, cei care nu sunt în post, aici pun puțin ulei, pentru că o să vă explic de ce. Hai să vedem. Morcov, prima dată. Ingredientele vegane. Morcov, l-am ras. Avem aici mazăr din conservă, porumb, măslinele. Am cumpărat măsline fără os, le-am luat, le-am tăiat rondele și aici le aveți. Castraveciori murați. Ce mai avem? Ciupercile. Vedeți? Dacă aveți ghebe la borcan sau ciuperci la borcan pentru iarnă, sunt foarte bune. Eu nu am, am cumpărat champignonți și aici îi pun imediat să se prăjească puțin. Ok. Continuăm. Cremvuști. Eu folosesc doi cremvuști. Este opțional, nu este obligatoriu. I-am pus la fiert și i-am tăiat după cum vedeți. I-am fiert 2-3 minute. Cașcaval. O să-l radem. Cașcavalul este important. Și aici avem unt, pentru cei care nu sunteți în post. Dacă postiți, folosiți margarină, dar o variantă mai sănătoasă, ulei de măsline, o să folosim. Altceva, ce mai folosesc eu astăzi aici, gogoșarii la sebi. Ați văzut? Ați pus gogoșarii după rețeta mea, prietenii mei gurmați? Să vedeți ce gogoșari adevărat, cei care i-ați probat, o să știți. Și o să-mi scot și o să-mi folosesc și gogoșar. Aici bucătăria este liberă și voi fiți inventivi, puneți tot ce vreți voi. Altceva, ce mai folosim? Bineînțeles, ardeiul copt, stați să vedem, în cazul meu au trecut 20-25 de minute, gata. Ia uitați, ardeiul care l-am pus cu cartofii, un ardei copt, verde sau roșu, ce vă place vouă mai mult și trecem cu sosurile care le folosim la sfârșit după gustul vostru. Maioneză, puteți să faceți maioneză acasă, rețeta de maioneză rapidă, Sebi, căutați-o. Ketchup la fel am făcut acasă, eu astăzi le folosesc din comerț. Aici avem sos barbacoa. Sos barbecue sau cum îi spuneți voi. Și aici avem o salsă, salsa brava picant. Este un sos picant, ușor picant. Bun. Și ce era să uit? La fel aici am salată rusească. Puteți să puneți salată de băuf, salată rusească, americană. Deci eu vă dau idei, voi adaptați-o la gustul vostru. Haideți că s-a încins uleiul și punem ciupercuțele noastre să le trecem puțin prin foc. Pe timp ce ciupercile stau la foc, radem și din cașcaval. O mână, două de cașcaval. Ras cașcavalul, apoi iau și gogoșarul, ni le lăsăm toate pregătite și le tăiem așa, în cubulețe mici. Uitați ce crocant, ce bun este. Ați vedea. Cei care ați probat rețeta anul trecut, știți ce rețetă simplă și gustoasă de gogoșar. Gata, scoatem și ciupercile, s-au muiat, s-au făcut bune. Vedeți, după cum vă spun, dacă aveți ciuperci la borcan, dacă aveți roșiori, tot ce aveți voi la îndemână, folosiți dacă vă plac ciupercile. Dacă nu vă plac, nu le folosiți. Le pun aici. Imediat o să-mi strâng. Ia să vedem, s-au făcut. Și acum este momentul, prietenii mei gurmani, să-mi dați și mie un like, să vă abonați la Sevii Acasă în YouTube. Dacă nu sunteți, mă urmăriți și în Instagram la Sevii Acasă. Așteptăm să iasă cartoful, să vedeți ce rețetă simplă și gustoasă facem noi astăzi aici. Iară, o lovim. Gata. Eu i-am scos de la cuptor. În cazul meu au stat la 220 de grade, aproximativ o oră jumate. O oră 20, o oră jumate. Vă dau alte idei. Dacă sunteți la grătar, la jar,
îmbrăcați-i bine în poleală și lăsați-i la jar. Îi coaceți foarte bine. Haideți să vedem. Eu am luat aceste castronele cu care îmi prezenta sarmalele. Și acum să vedem. Vedeți cel care l-a tăiat? Filmează un pic, te rog frumos. Astfel pătrunde căldura mai bine. Pe ceilalți nu i-am tăiat deloc. Și acum o să începem cu acesta și haideți să vedeți cum pregătim noi acest cumpir. Cu lingura. Vedeți? Se taie cu lingurița. Așa. Și acum, așa frumos, pe o parte, pe alta, el este fierbinte. Bun. Prima dată, ce faci? Eu îi tai puțin unt. Așa, puțin unt. Puneți-l după pofta inimii voastre. Să nu uităm, foarte important, acum îi punem un praf de sare, după gustul vostru, și-l amestecăm. Acum iau puțin cașcaval ras și îi adăugăm cașcavalul ras pe deasupra, mai mult sau mai puțin, după gustul vostru, și continuăm să le amestecăm. Gata. Ia uitați aici cum a ieșit. Trebuia să am o furculiță să se întindă mai frumos, vedeți? Uitați cașcavalul, s-a topit. Și acum, prietenii mei gurmanți, puneți după pofta inimii voastre. Prima dată îl facem pe cel care nu este de post. Îi punem puțin porumb, puțină mazăre. Dacă vă place, îi puneți puțin cremuști. Așa. Măsline. Măsline, cum ziceam eu, un prieten spune, Sebastiane, îți place să mănânci măsline? Pun gogoșar. Am pus și măsline și gogoșar. Punem castraveciori. Vă spun, aici este ca la rețeta de pizza. Dacă ați văzut rețeta mea de pizza, este obligatoriu ca nimic să nu fie obligatoriu. Puneți după gustul vostru. Și aici eu o să pun puțină salată rusească. Salată rusească sau dacă aveți salată de băuf făcută acasă de voi, ce vă place vouă mai mult sau ce aveți la îndemână. Așa. Ți-a atins cumpirul cum l-am umplut. Ce mai punem? Aici era frumos să fiu cu voi în direct și să-mi spuneți ingredientele care vă plac mai mult. Uite. Ardeiul, care l-am scos din cuptor, dacă ați văzut, l-am scos, l-am curățat și l-am tăiat. Dacă tot punem cartoful, punem și un ardei roșu gras, să-i dau un pic de gust de copt. Cam atât și pun pe deasupra, pentru că mie îmi plac, dacă nu vă plac, și câteva ciuperci. Aici avem o nebunie. Bun, până aici totul corect. Și acum, haideți să începem cu sosurile. La unii le plac, la unii nu le plac. Voi procedați și cum vreți. Prima dată îi pun maioneză. Puțin ketchup. Dacă vreți să fie puțin picant, avem un sos picant. Îl punem așa. Prietenii mei gurmani, și aici aveți primul cumpir făcut la Sebi acasă. Acum haideți să facem un cumpir vegan sau pentru cei care sunt în postul Crăciunului acum. Haideți să vedeți. Îmi iau o altă tavă. Îmi iau alt cartofior. Cum ați văzut, acest cartof nici nu l-am tăiat. Îl tăiem acum. Ia uitați. Nu îl tăiem de tot, doar așa un pic. Îl separăm. Luăm lingurița și procedăm la fel. Așa. Prima dată punem puțină sare. Adăugăm ulei de măsline. Aici nu folosim unt, da? Dacă vreți să folosiți puțină margarină sau un unt vegetal. Bun, eu folosesc ulei de măsline. Și acum începem să-i punem celelalte ingrediente. Îi punem porumb. Bun, stai, dăm la o parte. Îi pun ciuperci. Ciupercuțe. Îi punem gogoșar. Așa. Morcov ras. Uitați, morcov ras. Voi adăugați orice altceva vă place mai mult. Ardei copt. Și castraveciorii murați. Și acum a venit timpul să-i punem sosul pe deasupra. Ce vă place mai mult? Să-i dăm puțin gust așa de carne, pun un pic de sos barbecue, puțin ketchup. Așa, nu prea mult. Și dacă vă place picant, îi punem puțin sos picant pe deasupra. Și prietenii mei gurmanzi, aici aveți cumpirul nostru vegetarian, cumpir de post. Și aici avem cumpirul nostru făcut după gustul meu. Acum fiecare acasă adaptați-le la gustul vostru și eu imediat trec la momentul cel mai așteptat. Uitați aici frumos cum se întinde cu cașcavalul așa frumos și îl gustăm.
O bunătate. Prietenii mei gurmanzi, oriunde v-ați afla, probați această rețetă. Probăm și pe cel de post. N-are unt, n-are cașcaval, n-are nimic. Ulei de măsline, frumos. Prietenii mei gurmanzi, care sunteți în postul Crăciunului, probați cu încredere această rețetă. Iar pentru ceilalți, probați-o pe aceasta, pentru că este la fel de bună, și adaptați-o la gustul vostru. Înainte să-l termin, nu uitați, oriunde v-ați aflat, sunteți iubiți și ne vedem într-un nou video. Distribuiți rețeta și cu prietenii voștri să probeze și ei acest cumpir. Bye, bye! Prietenii mei gurmanzi, sunteți iubiți!